Roboțelul SeaClear este una dintre vedetele Universității Tehnice din Cluj-Napoca. A fost achiziționat printr-un proiect internațional din care fac parte 7 instituții, iar misiunea lui este să contribuie la un mediu acvatic mai curat. Odată ce este coborât în adâncuri, vede deșeurile ajunse pe fundul mărilor și oceanelor și face o hartă a acestora. Încercăm să dezvoltăm primul sistem robotic de detecție și colecție a deșeurilor de pe fundul apei, fundul oceanului, în zone de coastă. Iar obiectivul nostru tehnic la Universitatea Tehnică din Cluj este cartografierea deșeurilor, adică poziționarea lor pe o hartă în coordonate GPS. Iar ce facem noi cu acest robot sunt experimente de cartografiere aici, local. Adică detectăm niște deșeuri și încercăm să le poziționăm pe o hartă de acest gen. Astfel de roboți pot ajunge până la 600 de metri adâncime, însă obiectivul specialiștilor de la UTCN este să curățe zonele de coastă de până la 50 de metri adâncime, acolo fiind și cele mai multe deșeuri adunate. Am fost deja solicitați de 3-4 utilizatori finali care ar fi deja interesați să aplice sistemul, dar a trebuit să-i punem deocamdată on hold, fiindcă sistemul este încă în dezvoltare. Acum suntem în ultimul an de proiect și vom avea demonstrațiile finale în iunie și în octombrie. Dar da, deja interes este, deci e clar că există market pentru treaba asta. Deci noi vom demonstra sistemul în două locații, sistemul de scară reală, vreau să zic, în două locații, una în Hamburg și una în Dubrovnik. Iar interes comercial am avut și din Marseille și din Chile, de undeva, din Portugalia. În laboratoarele universității se fac continuu cercetări. De exemplu, specialiștii au și o dronă performantă, menită să înlocuiască personalul medical. A fost folosit într-un proiect mai de mult de robotică asistivă, adică ideea era ca drona să monitorizeze o persoană în vârstă într-un parc, spre exemplu, pentru a elibera personalul medical să nu trebuiască să fie 100% din timp ocupat cu monitorizarea persoanei respective. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are unele dintre cele mai moderne și bine dotate laboratoare, astfel că în curând 15 dintre ele vor fi puse la dispoziție în mod gratuit pentru instituțiile și firmele care vor face parte dintr-un program de digitalizare al Comisiei Europene, Dig for Society. Aceste laboratoare sunt dedicate domeniilor de cercetare în zona de inginerie medicală, în zona de inteligență artificială, în zona de producție, în zonele de testare a aparaturii pentru a fi utilizate în continuare de către firme. Laboratorul pentru automatizarea clădirilor este cel mai nou al universității. 200.000 de euro au fost investiți în el. Acesta este laboratorul de automatizare a clădirilor. Practic, aici dispunem de toate sistemele posibile a fi automatizate într-o clădire. Vor veni de la companii, vor putea învăța efectiv tot procesul, toate tipurile de sisteme, după care vor învăța cum să utilizeze echipamente reale din industrie sau posibilitatea numărul 2 să testeze anumite echipamente pe care le dezvoltă ei în cadrul companiei. Programul Dig for Society sau Centrul de Inovare Digitală pentru Societate va facilita accelerarea transformării digitale a instituțiilor publice și a companiilor de producție din regiunea de Nord-Vest. În acest sens, clusterul Cluj IT a primit de la Comisia Europeană 4 milioane de euro. Pentru ca acest proiect să devină realitate în cel mai scurt timp, guvernul va trebui să cofinanțeze programul cu 50% din suma primită de la Comisia Europeană. Când lucrurile vor intra în linie dreaptă, Cluj IT Cluster va anunța și perioada de înscriere a companiilor și instituțiilor doritoare de digitalizare.